Defecțiunea vieții noastre este că suntem perfect adaptați lumii în care trăim. Noi avem tendința să ne adaptăm unei patologii, pentru că aceasta este o patologie din perspectivă spirituală. Consumul și conexiunea noastră cu marketingul și cu emisiunile de televiziune și cu știrile politice, dacă este să ne ocupe toată existența, este o patologie. Și aceasta pentru că, potrivit cercetărilor și experienței patristice și a Sfinților Părinți Pusnici și a filozofilor greci, genul acesta de stare de legătură și de atenție cu cele din afară nu mă zidește interior. Interioritatea mea nu va progresa niciodată dacă voi rămâne mereu conectat la lumea din jur, consumând fără oprire și fără discernământ tot ceea ce mi se dă, docil, ascultător, perfect adaptat acestei lumi. Interioritatea mea nu se zidește. Câștigarea mea într-o virtuți nu se realizează. Îmbunătățirea vieții mele nu se va realiza. Cu alte cuvinte, nu voi deveni niciun soț mai bun, niciun creștin mai bun, niciun copil mai bun, niciun student mai bun, nici o mamă mai bună, informându-mă și consumând tot ceea ce mi se oferă în mod tentant de către reclamele publicitare. Bine, Sfinții Părinți, trăind deci în pustie, au sesizat aceste lucruri, fiind departe de zgomot. Și Scriitura lor ne ajută foarte mult pe noi să ne dăm seama în ce situație suntem. Și asta nu pentru a deveni pusnici, ci pentru a încerca să introducem o rigoare în tot ceea ce facem și o anumită preocupare lăuntrică care are nevoie de un program special. Adică, pentru a ne zidi interior, noi trebuie să ne decupăm într-un fel din lumea aceasta. Să avem momente în care nu vorbim, momente în care nu citim nimic altceva decât cele ziditoare. Momente sau zile sau săptămâni în care nu deschidem televizorul, în care nu ascultăm radio. Și stăm noi cu noi înșine, rugându-ne sau suspinând pentru relele făcute sau mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru binele făcut de alții, pentru noi, din partea Lui. Și în aceste momente de liniștire, noi avem posibilitatea să experimentăm ceva, un fărâmă din experiența liniștirii pe care pusnici o au, ca să ne dăm seama de zgomotul, de inutilitatea, de balastul, de risipa și de gunoiul lumii și a societății de consum. Gunoi din perspectiva zidirii interioare, pentru că multe lucruri din lumea aceasta sunt prezentate ca fiind foarte valoroase și așa și sunt. Dar dacă ne împărtășim de ele și ne livrăm lor cu totală deschidere, nu vom mai avea posibilitatea să zidim lăuntric ceva.